Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou unboxing. De data asta avem un Predator 17. Na, acum, cât îl scot eu din cutie, poate mai țineți voi minte că undeva în decembrie am fost la o conferință de presă Acer și acolo prezentau ei noua lor serie de gaming numită Predator. Ei bine, am reușit, ba, ușor, am reușit să fac rost de unul din acele laptopuri, chiar de la acea conferință. Și cred că este cel mai puternic dintre ele, cred, ceea ce înseamnă că aveți în fața dumneavoastră un laptop undeva la vreo 140 de milioane. Ușor. Foarte greu. Ce pot să vă zic? A trecut pe multe mâini până să ajungă la noi, după cum ați văzut, nu este în țiplă, așa că o să vă cer iertare pentru starea în care este ambalajul. Hai să vedem aici. Da, exact cum credeam. Pentru priză normală pare să și adaptorul care ia să vedem dacă se focalizează. Hai cu tata, așa. Mulțumesc. Bun, hai să vedem ce e în cutiuța asta mică. Asta ar trebui să aibă un ventilator ceva care se ăsta cred că e, da, Coolmaster. Un ventilator care să poată fi pus în locul DVD-ROM-ului. Nu știu dacă se vede cât de bine se vede că lucește aici. Okay. O să ne jucăm noi cu el să-l băgăm acolo. Vedem aici că e un SATA plus curent. Okay. Și hai să vedem aici magnificitudinea, domnule. Ce cu laptopul ăsta magnific. Bine, eu trebuie să recunosc că l-am scos deja din cutie și nu am apucat să mă joc cu el pentru că blestemul Windows 10 mă urmărește. Nu știu dacă se vede. Se vede? Sper să se vadă. Așa, avem o țiplă. Așa, și cutiuța lui care e o cutie normală, nimic interesant. Oi de mine cât de greu e! Șmecher. Așa. Primul și în primul rând, materialul este un plastic, dar este un plastic cu aproape cauciucat, așa se simte la atingere. Ok. Nu știu aici dacă se vede, deci... Totul este relativ mat. Logo-ul, ia să vedem dacă se vede un pic în lumină. Da? Se vede că este cumva în adâncime, este zi. Adică nu este un act civil sau ceva genul ăsta. Așa. Aici sunt două fâșii, una pe partea asta, una pe partea asta de LED-uri care se aprind. Aici e o textură interesantă. Ia să vedem dacă se vede. Nu știu dacă o să se vadă. E așa cu hexagoane un pic. Bun, hai să vedem pe partea asta. Partea asta aerisire, care bineînțeles că arată foarte șmecher. Așa. Aici, ce avem aici? Vreau să observați faptul că deși e mat, faptul că e cauciucat un pic, uite, tot se... Bine, nu se văd exact ca pe o suprafață lucioasă amprentele, dar la utilizare destul de mare Se vede foarte puternic. Așa, să vedem. Aici sunt fantele pentru răcire. Se văd, uite aici se vede un radiator, nu știu dacă se vede la voi. Se vede un radiator aici și în partea asta. Nu, aici nu pare să se vadă ventilator. Astea sunt alea pentru Dust Defender. Avem o fantă aici și o fantă aici. Pe unde zice el că, domne, scoate ăsta, praful. Așa, astea sunt șuruburi. Bun. Ăsta scrie pe el subwoofer.
deci ceva bas. Aici apare se tot o aerisire, așa. Asta aici, nu știu dacă se vede, una aici și una pe partea asta, sunt boxe care sunt în zi, în parteneriat, în legătură, nu știu cum să-i zic, cu astea din față, așa. Asta pare să fie de la DVD, care DVD-ul, dacă ne uităm noi așa, hai să vedem. Focalizează-te! Hai te rog. Aha, așa. Ok, vedem acolo că e de fapt și cu Blu-ray. Aha, șmecher. Hai să... Nu, după ce vă mai arăt porturile, după aia scoatem ăla să-l înlocuim. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Două porturi, USB 3.0, se focalizează, măi? E cam proastă lumina astăzi. Două porturi trebuie USB 3.0. Hai cu tata. Așa, măi! Alimentarea, jack pentru microfon, jack pentru căști și, bineînțeles, pentru carduri SD. Hai, ieși afară. Așa, frumos. Hai, acum nu mai vrea să intre, fii atent. Da, bine, te punem aici în lateral și te băgăm după aia. Pe partea asta alte porturi. Avem un USB-C, adică 3.1 de tip C. Două 3.0-uri. HDMI și ăla e, cred că, DisplayPort. Jack-ul de net, RJ45. Și Kingston locul. Mă, cam atâta pe din afară, cred eu. Ce zicem aici cu roșu? Heat vent, cred că zice. Heat blast. Mă, lasă-mă. Ok. Mamă, deci e foarte greu. Nu știu dacă trebuie să observă că am zi. Am nădușit. M-a lăsat fără suflu așa un pic. Bun, hai să vedem aici ce se întâmplă cu ăsta. Îl pun direct așa. Hai să-l pun pe asta. Bun. Se scoate foarte ușor DVD-ROM-ul, da? Și se înlocuiește cu... Din ce am înțeles eu, chestia asta ajută un pic la răcire, dar nu foarte mult. Ei zic, se laudă undeva la 5%. 5% ar însemna, să zicem, dacă e la 60-70 de grade procesorul, asta ar însemna undeva la 2,5 sau 3 grade să răcească, da? Care tot undeva la 60-70 rămâne procesorul. Așa? Dar din câte am înțeles, m-am uitat și pe la oameni mai deștepți decât mine. Am înțeles că nu e chiar așa, e de fapt cu un grad sau două răcește. O altă chestie care ar fi fost interesantă, ăsta, bay-ul ăsta, sau cum vreți voi să-i spuneți, Să avem posibilitatea să punem un SSD. Asta ar fi fost iarăși interesant. Ok, bun, deci am văzut și cum se schimbă asta. Se schimbă super, super ușor. Hai să vedem cum arată tastatura. Uai de mine. Pa, hopa, hopa. Cred că putem să-i dăm și drumul un pic ca să se vadă ca lumea ce se întâmplă aici. Mă gândesc că o să ajute luminițele. Bun, ce putem vedea? Putem vedea i7 GTX 980M, care m-am interesat și pare să fie ușor mai slabă decât un 960 și iarăși ușor un pic mai slabă decât un GTX 770, ceea ce, dacă vă aduceți voi aminte din PC build-ul nostru de acum ceva vreme, am făcut eu o miniserie. GTX 770 este ideal pentru The Witcher 3 și ar trebui să meargă perfect pe el. Deci mă aștept ca și acest laptop să meargă destul de bine, destul de ok, Witcher 3. Nu o să-l testez cu Witcher 3, deși ar fi o idee. Mă rog, așa. Dar o să am o grămadă de alte jocuri cu niște benchmark-uri să vedem exact cu ce se mănâncă. Bun, ce observăm în partea asta, avem pentru macro-uri un meniu de unde să ne putem alege. Ok. Numpad, așa.
iluminat de diferit WASD față de săgețele, așa, butonaj pentru activat-dezactivat touchpad-ul, nu știu dacă se vede faptul că sunt și backlit, uite, ar trebui să se vadă, deci fiecare tastatură în spatele ei un LED, așa, ce pot să vă mai arăt, nu cred că mai am ce să vă mai arăt la tastatură, cam atâta, mai e ceva special? Nu. Aici dacă dăm așa, o să vedem că, exact cum spuneam, benzile astea două cu LED-uri plus logo-ul. Da? Deci doar logo-ul este aprins. Așa. Și cam atât aici, logo Watcher. Bun, dragilor, cam atâta pentru acest unboxing. Sper să vă fi făcut o idee. Este foarte greu. Să zic că are vreo 6-7 kg. Dacă ați stat cu noi până în acest moment, un mic like, un comment, un share ajută foarte, foarte mult. Părerile voastre în comentarii, precum și specificațiile tehnice ale acestui laptop, în descriere. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare!